găsit la Jurnal, iată cele mai importante subiecte de peste zi. După metoda accidentul, excrocheria, premiul face noi victime. Înșelăciunile cu așa zise premii acordate de o rețea de telefonie continuă. O femeie din Mureș a fost sunată pe telefonul fix și a fost anunțată că a câștigat un premiu în valoare de 12.000 de euro. Apelantul s-a recomandat a fi un reprezentant al companiei telefonice și a spus mureșencei că lângă el se află un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, acesta confirmând câștigarea premiului. Așa zisul reprezentant al rețelei telefonice la care era abonată femeia i-a spus acesteia că a fost desemnată câștigătoarea unui premiu de 12.000 de euro. Pentru a intra însă în posesia premiului, apelantul i-a solicitat victimei achitarea impozitului în avans pentru substanțialul premiu câștigat, solicitându-i să transmită, prin transfer bancar, suma de 12.000 de lei. Pare rău că de câte ori am încercat să iau legătură cu vreo persoană, mi s-a spus că trebuie să mențin acest secret, deci confidențialitatea, și că dacă eu reușesc să vorbesc cu cineva, atunci nici poliția nu poate urmări, pentru că vor fi alarmați cei care, dacă sunt răufăcători, sunt alarmați și ideea că aș putea să fiu de ajutor poliției în demascarea celor care mi-au făcut atâta rău. Bărbatul a încercat să inducă în eroare victima, spunându-i că îi face legătura telefonică și cu unul dintre polițiștii aflați la conducerea Poliției Municipiului Târgu Mureș, pentru a se convinge că totul este cât se poate de real. În mod direct, fiecare infractor care contactează aceste părți vătămate își dau identitatea comisarului șef de poliție Damaschin Ioan, șeful Poliției Municipiului Târgu Mureș, chiar dacă îl atribuie ca virgulă activitate profesională a altor instituții, fapt pentru care prin aceste convorbiri și prin popularitate reușesc să le creeze convingere părților vătămate. Pentru a preveni înșelăciunea prin telefon, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș vă reamintește. Când primiți vestea câștigării unui premiu substanțial prin telefon, prin care vi se solicită să trimiteți în avans o sumă de bani, chiar și sub forma unor coduri de reîncărcare, nu acționați imediat. Este posibil ca, sub impulsul momentului, a vocii politicoase a interlocutorului și a mesajului persuasiv indus de acesta, să nu realizăm că, de fapt, nu am jucat la niciun concurs, nu am participat la nicio tombolă. Spuneți unei persoane de încredere discuția telefonică avută și analizați împreună șansele de câștig pe care le-ați avea. Un apropiat, care nu este influențat afectiv, poate analiza mult mai obiectiv situația și vă poate sfătui corect. Verificați din mai multe surse ca să vă convingeți că nu este o înșelătorie, sunând la operatorul de telefonie sau societatea, instituția care a organizat presupusul concurs, sau deplasându-vă până la un centru specializat, punct de lucru al firmei respective. Dacă ați fost desemnat cu adevărat câștigător, premiul este al dumneavoastră și nu poate fi ridicat de altă persoană în termen de cel puțin 30 de zile de la desemnarea câștigătorului și comunicarea acestuia. O pacientă de 33 de ani din Bistrița, diagnosticată cu anevrism cerebral, a primit ieri o nouă șansă la viață. Medicii mureșeni au reușit să-i salveze viața printr-o tehnică minim invazivă. Mai exact, specialiștii au recurs la un tratament modern ce le-a permis să opereze prin niște cavități minuscule, fără să fie nevoie de o tăietură mare. Intervenția de succes este cea de-a doua de acest fel din România, prima realizându-se tot la Târgu Mureș. Femeia a fost diagnosticată cu anevrism cerebral de vârf de arteră baziliară, declarat inoperabil nechirurgical. După ce a apelat la mai multe centre medicale din România, pacienta a ajuns la Târgu Mureș, unde a intrat imediat în sala de operații. Familia este recunoscătoare pentru că, datorită medicilor, femeia a primit încă o șansă la viață. Pe început cu stări de greață, tensiune, pusă de tensiune, dureri foarte mari de cap. Le mulțumim foarte mult că sunt niște medici extraordinari care își fac treaba cu devotament și le doresc succes în continuare și le mulțumim foarte mult pentru ceea ce au făcut pentru noi. Intervenția a fost realizată de o echipă de neuroradiologi, intervenționiști, neurochirurgi și medici de terapie intensivă coordonată de doctorul Lucian Mărginean. O patologie care de multe ori nu are soluție sau există soluții foarte complicate, foarte riscante. Intervenția a constat, de fapt, în a securiza, a vulcaniza, dacă vreți un termen care nu corespunde medicinii, un vas de sânge cu un potențial hemoragic, deci un vas de sânge care se putea, s-a și rupt odată prin modificarea pe care o avea și exista riscul să rerupă, inundând creierul cu sânge și astfel, prin hemoragia produsă, să pună în pericol viața pacientei. Această pacientă a fost refuzată în mai multe centre medicale din țară, iar noi la Târgu Mureș, datorită profesionalismului medicilor care lucrează în acest spital, a putut fi rezolvat acest caz. Pacienta se simte bine, iar medicii spun că nu peste mult timp aceasta va fi externată.
Samaritanus vine în sprijinul Târgu Mureșenilor. Serviciul privat de ambulanță a hotărât să acorde zilnic consultații de urgență la domiciliu cu medic specialist în medicină de urgență în mod gratuit, fără a fi decontate de Casa de Asigurări Mureș sau de către bolnavi. Cheltuielile vor fi suportate exclusiv de către serviciul de ambulanță Samaritanus. Consultațiile vor fi efectuate între orele 8 și 20. Numărul de telefon la care se pot face solicitări este numărul propriu de dispecerat 0365 400 800. Cei de la Samaritanus au luat această decizie întrucât dispeceratul medical integrat 112 a blocat activitatea lor în privința acordării consultațiilor medicale de urgență la domiciliu gratuit pentru bolnavi decontat de CAS Mureș. Potrivit celor de la Samaritanus, dispeceratul medical integrat 112 nu au alocat resursa disponibilă raportată de către serviciu privat de ambulanță, astfel punerea în valoare a contractului legal încheiat cu CAS Mureș este oprită. Normele CNAS prevăd ca activitatea de consultații de urgență la domiciliu să fie efectuată doar pe baza apelurilor venite în sistemul integrat 112. De asemenea, prevăd și condiția ca odată semnat un contract pentru această activitate, consultațiile în regim privat, adică plata directă de la pacient, sunt interzise. CAS Mureș are ca furnizor de consultații de urgență la domiciliu pentru locuitorii județului Mureș serviciul de ambulanță, Samaritanus neavând un alt contract cu alt furnizor pentru această activitate. Valoarea acestui contract reprezintă contribuția asiguraților din județul Mureș. Dacă nu vor fi valorificați acești bani prin servicii medicale, sumele bugetate nefolosite vor fi redistribuite pentru alte județe. Ca urmare, pentru a respecta condițiile contractului cu CAS Mureș, dar mai ales pentru a oferi populației servicii medicale de necesitate primară, cei de la Samaritanus oferă aceste consultații în mod gratuit, nedecontate de CAS Mureș sau cu plată directă de la bolnavi. Parlamentarii au introdus modificări la cadrul legislativ privind protecția maternității la locurile de muncă. Salariatele trebuie să obțină un document de la medicul de familie și să informeze angajatorul cu privire la starea lor. Noul set de măsuri de protecție socială este destinat tuturor femeilor însărcinate și mamelor lăuze sau care alăptează ce lucrează la un angajator. Astfel, începând de astăzi, pentru aceste femei, condițiile și programul de muncă vor fi schimbate fără a afecta salariul. De asemenea, persoanele aflate în concediu de risc maternal au dreptul și la o indemnizație. Aceasta este suportată integral din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și are un cuantum de 75% din media veniturilor aferente ultimelor 6 luni, potrivit publicației Sursa Zilei. Educație la standarde europene, de asta vor avea parte studenții români. Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș este prima dispusă să aplice normele impuse de Uniunea Europeană în ceea ce privește pregătirea profesională a tinerilor. Reprezentanții Autorității Naționale pentru Calificare exclus aceste reglementări conducerii UPM, care sunt cerințele Uniunii Europene, aflați din materialul următor. Președintele Autorității Naționale pentru Calificare, Nicolae Postăvaru, susține că mediul universitar românesc trebuie să se conformeze cerințelor UE. Un prim pas în acest proces îl reprezintă pregătirea profesională a studenților adaptată cerințelor de pe piața muncii. Ne referim aici odată la dorința noastră de a începe raportarea și mai târziu de a se trece la domeniile ISCED, care înseamnă Standardul Internațional pentru Educație, cât și la o mai bună calitate în educația și formarea profesională prin crearea de departamente de învățământ postuniversitar în cadrul universităților, care să conducă către ocupații pentru piața muncii și, bineînțeles, în acest sens, universitatea să își organizeze planuri de învățământ, programe, să creeze standarde ocupaționale, astfel încât, dacă am putut să fac licență într-un anumit domeniu, să pot să predau în continuare și cursuri postuniversitare. Conducerea UPM susține că universitatea este pregătită pentru a se adapta standardelor europene. Aflând aceste informații și, sigur, și din alte surse, putem pregăti o strategie pe termen scurt, mediu și lung a Universității Petru Maior care să ne permită adaptarea la aceste cerințe obligatorii. În fond, universitatea, până la urmă, este o universitate făcută pentru studenți. Ei sunt principalii beneficiari, iar competențele pe care trebuie să le dobândească sunt foarte clar stabilite în standardele care urmează a fi definitivate. Noi va trebui să ne adaptăm la aceste standarde, va trebui să fim în stare să asigurăm acele competențe pentru ca studenții noștri să devină niște specialiști universali. Pe de altă parte, fostul rector al UPM spune că principala nemulțumire a studenților români este reprezentată de lipsa recunoașterii diplomelor la nivel european. Universitatea Petru Maior în domeniul formării continue, în domeniul calificărilor, are o tradiție, deci nu este la început de drum. Am realizat multe cursuri
postuniversitare, iar filozofia cursurilor postuniversitare este nițel diferită de filozofia masteratelor. În primul rând, într-un masterat, în general, se vorbește de o anumită finanțare primită de la bugetul de stat, se vorbește de o anumită programă, mai să zicem, didactică, destul de bine construită, dar cu foarte multe elemente de teorie, în timp ce aceste cursuri postuniversitare trebuie să răspundă doleanțelor angajatorilor. Cadrele universitare sunt de părere că UPM deține potențialul necesar adoptării unui nou standard de educație universitară, acest lucru fiind demonstrat prin rezultatele obținute de studenți la concursurile naționale și internaționale. Delegația de pompieri din Anglia a ajuns și la Batoș, unde, printr-o ceremonie de predare primire, a fost înmânată cheia autospecialei de pompieri primarului comunei. Locuitorii din zonă spun că se simt mai în siguranță acum, odată cu sosirea mașinii de intervenție. Cei din Batoș au nevoie însă de înființarea unui serviciu de urgență. Primarul a promis delegației engleze că va face un garaj special pentru mașina primită. Ba mai mult, până atunci, Dumitru Cotoi va pune la dispoziția locuitorilor comunei și un echipaj de intervenție. Ne-am propus în urmă cu câțiva ani să achiziționăm o astfel de mașină de intervenție în caz de incendiu și uite că cu sprijin inspectoratului de situații de urgență Mureș și prin grija celor din Anglia am primit acest cadou. Sper să nu trebuiască să îl folosim foarte mult la intervenții specifice acestei mașini. Sunt extraordinar de încântat de faptul că mulți ne invidiază că la nivelul județului Mureș am reușit să avem o relație atât de puternică cu colegii noștri din Marea Britanie. Dacă la început a fost o întâlnire între patru ochi, iacătă s-a transformat într-un lucru extraordinar. În afara celor de la Shropshire s-au arăturat și colegii din Liverpool și eu cred că această asociație a lor o să crească. Prezent la ceremonie a fost și președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre, care s-a și plimbat cu mașina de pompieri. Au insistat să facem această cursă pentru a trece prin centrul comunei Batoș și până la urmă să ne demonstreze că această mașină este o mașină foarte bună. Este o mașină care încă făcea parte din parcul auto a unei unități de pompieri și să ne asigure că absolut toate funcțiile acestei auto speciale sunt bune. Detașamentul de pompieri Reghin oferă tot sprijinul viitorului echipaj de voluntari din comuna Batoș pe latură de mentenanță, servici și pregătire. Primarul comunei Batoș le-a oferit un cadou oaspeților în semn de recunoștință. Suntem fruntași în topul accidentelor auto și s-au făcut schimbări la loteria bonurilor fiscale. Acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Cu o rată de 91 de persoane decedate la 1 milion de locuitori, țara noastră ocupă locul 2 în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de morți în accidente rutiere în 2014, potrivit Comisiei Europene. În acest context se derulează în perioada iunie-septembrie 2015 campania Somnul la volan, un pericol real. Potrivit specialiștilor, persoanele care parcurg distanțe mari sau pleacă în concedii, le este recomandat să nu conducă pe timpul nopții și după amiaza, deoarece oboseala la volan se instalează cu precădere în aceste momente ale zilei. De asemenea, specialiștii au constatat că există mai multe faze ale oboselii la volan, de la oboseală ușoară la ațipire și apoi adormire. De cele mai multe ori, oboseala la volan este asemănată cu o altă cauză foarte gravă de producere a accidentelor rutiere, și anume neatenția. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind aprobarea ordonanței Guvernului numărul 10/2015 pentru organizarea loteriei bonurilor fiscale, care prevede că se pot acorda maximum 100 de premii. Potrivit actului normativ, la extragerea bonurilor fiscale se va acorda un număr de maximum 100 de premii. O listă cu bonurile prin care au fost revendicate premiile se va publica pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și pe cel al Autorității Naționale de Administrare Fiscală. Dacă în urma centralizării listei bonurilor fiscale prin care s-au revendicat premiile se va constata depășirea numărului maxim, se va recurge la extragerea aleatorie a unui număr de 100 de bonuri fiscale câștigătoare. ANAF a efectuat în această perioadă peste 26.000 de controle la firme și la persoane fizice. Orientarea inspecțiilor fiscale către domeniile mari de activitate care prezintă risc fiscal ridicat și îmbunătățirea selecției contribuabililor pentru control au avut ca rezultat identificarea, în primele 5 luni, a unor prejudicii aferente sesizărilor penale transmise instituțiilor competente ale statului în valoare de peste 1 miliard de euro. Raportate la primele 5 luni ale anului 2014, rezultatele indică o creștere cu aproximativ 87% a prejudicii
sarcinilor aferente sesizărilor penale. Totodată, ANAF anunță că aceste acțiuni de control vor continua în același ritm și în perioada următoare. Ia, component al costumului popular și simbol al tradițiilor autohtone, a fost ieri nelipsită din ținuta doamnelor și a domnilor. Cum sărbătoarea sânzienelor este motiv de bucurie pentru iubitorii portului popular, fiind declarată și ziua Iei, 10 de mureșeni s-au întâlnit fie pentru a admira frumoasele modele expuse de confecționari, fie pentru a cunoaște istoricul acestui veșmânt. Câtă muncă este în spatele rezultatului final, poate ne gândim prea puțin, însă meșterii populari prezenți la eveniment le-au descris curioșilor simbolistica fiecărui model brodat. Doamna Emilia a venit de la Pietriș. Pentru ea, ea înseamnă totul. Ea pentru mine înseamnă totul, pentru că eu așa am fost crescută de mică, îmbrăcată cu ei populară și mi-e dragă și mi-e drag să le lucru și să le fac. A muncit mult la fiecare dintre iile aduse la Târgu Mureș și spune că a învățat să coase din primii ani de școală. Noi când umbla la școală era lucru manual, se face oră de lucru manual, acolo ne învăța să facem șipcă, acolo ne învăța să facem cusuturi, butucaș, pintrășire și de acolo am învățat, de la școală. Și doamna Dorina se mândrește cu iile cusute cu atâta migală. Le-a dus de la Rușii Munți și se bucură că le poate arăta tinerilor cum și cât se lucrează la cămașa tradițională specifică zonei de unde vine. Tot să l-am de la 4 ani jumate. Toată viața am lucrat lucruri de mână. Așa am crescut și așa am fost toate 4 surorile care eram la părinți. Ideea de a aduce ia tradițională în oraș le-a aparținut celor de la Aldes. Am vrut să aducem tradiția, obiceiurile și tot ceea ce se poartă de sânziene aici la Târgu Mureș. Așa cum știm din străbuni, această sărbătoare, ziua de 24 de sânziene, este sărbătoarea luminii, a dragostei, una din importantele sărbători ale verii. Costumul românesc ne scoate din domeniul artei și ne duce în acel al istoriei. Pentru români, el nu se asociază cu hora satului și cu poveștile populare. El rimează cu perfecta și armonioasă așezare a comunităților libere, care a știut să străbată toate intemperiile istoriei prin neîntrecutul său sistem de autoghidare și adaptare. Târgul Fetelor este un nou prilej de sărbătoare pentru locuitorii comunei Gurghiu. De această dată, tradiția va reînvia printr-un obicei vechi păstrat în lada de zestră de acum 100 de ani, intitulat Strigatul Fetelor, unde feciorii strigau peste sat, dialogând cu alesele. De la târg nu vor lipsi obiceiurile, expoziția de costume populare și carul cu zestrea miresei. Prezent în istorie de peste 100 de ani, târgul de la Gurghiu valorifică relațiile interumane, sociale și culturale. Datorită numărului tot mai mare de participanți din fiecare an, locul de desfășurare al evenimentului se va muta din centrul comunei pe platoul Pădurii Mocear. La eveniment vor fi felicitate și de această dată cuplurile care au împlinit o jumătate de secol de căsătorie. Ca în fiecare an, în luna iunie, la sfârșit de lună, organizăm târgul fetelor. L-am amânat pentru că în alte sfârșituri de săptămână sunt și alte evenimente în împrejurul Gurghiului. Față de alți ani, am trecut puțin la vechea tradiție. O să începem cu strigatul fetelor, sâmbăta seara, sâmbăta premergătoare târgului. Am construit pe platou un sat alegoric. Iubitorii de folclor vor avea posibilitatea să asiste la un spectacol de muzică populară alături de interpreți precum Ciprian și Mihaela Istrate și Laura Manu Ilăcan. Pe scenă vor urca și ansambluri folclorice de pe Valea Gurghiului. Deschiderea oficială va avea loc duminică începând cu ora 11. Casa de Cultura Tineretului George Enescu din Reghin a reușit să ducă la bun sfârșit un proiect excepțional, Farsa actorului Patlin, care însumează o muncă complexă de un an de zile a trupei de teatru din culise, sub atenta coordonare și îndrumare a cunoscutului actor de la Teatrul Național Lucian Pantea, scenografiei Măriuca Ignat și a colaboratorilor acestora. Prin acest proiect s-a dorit atingerea unei noi performanțe în ceea ce privește arta actorului la nivelul orașului Reghin. Premiera va fi cu atât mai spectaculoasă cu cât trupa de teatru din culise este alcătuită doar din actori amatori. Este un proiect extraordinar, un proiect în care s-a muncit enorm de mult, un proiect care își dorește să aducă o nouă performanță la nivel de oraș Reghin în ceea ce privește arta actorului. Putem spune că trupa din culise a Casei de Cultură a Tineretului, având în vedere că sunt amatori, vor juca la un nivel profesionist și vor aduce un surplus de valoare, de calitate și de prețuire în arta actorului la Reghin. Iubitorii de teatru sunt așteptați în data de 29 iunie, începând cu ora 19, la Casa de Cultură a Tineretului din Reghin pentru a viziona un spectacol de excepție.
Poliția locală dorește să informeze Târgu Mureșenii vis-a-vis de manifestările dedicate Zilei Drapelului Național. Circulația rutieră în centrul municipiului Târgu Mureș va fi restricționată în ziua de vineri, 26.06.2015, începând cu ora 9.45 și până la încheierea activităților festive, care vor dura aproximativ o oră. Evenimentele sunt organizate de către garnizoana Târgu Mureș. Aici punem punct jurnalului de astăzi. Sunt Natalia Lazar, o zi frumoasă să aveți pe mâine!